Pentru că în subsolul în care obișnuia să se adăpostească bărbatul s-au format curenți de aer, flăcările s-au extins imediat la obiectele pe care acesta le depozitase în încăpere. O persoană care a văzut fum ieșind de acolo a sunat imediat la 112. Pompierii și-au pus măștile și au intrat în subsol să salveze victima. Am fost anunțat de izbucnirea unui incendiu la un subsol, ne-am deplasat cu două auto speciale cu apă și spumă. La fața locului a constatat că ardea cu flacără deschisă pe circa 40% din suprafață. Din suprafața subsolului? Da, din suprafața subsolului. Pus de el să se încălzească sau nu? E în curs de stabilire, dar prima asta cred și eu că este pus de el să se încălzească. Neavând dușe la acel subsol, mă gândesc că a făcut focul să se încălzească. Victima s-a intoxicat cu fum. A fost preluată de un echipaj smurd care a transportat-o de urgență la Spitalul Județean. Vârstă de 41 de ani, stare destul de gravă, cu arsuri peste, în jur de 40% suprafață, arsuri de gradul 2 și 3, arsuri care interesau și căi respiratorii, de aceea s-a decis să fie trimis într-un centru de chirurgie plastică și reparatorie pentru arși în spitalul din Craiova. Starea bărbatului internat la Craiova este stabilă, el riscă însă să rămână cu cicatrici după arsurile suferite.